Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod din Minecraft, Brăsla Haiducilor, alături, ca de obicei, de eu, cel mai șmecher haiduc de pe toată fața planetei Terra. Ei, bine v-am regăsit, dragilor. Astăzi suntem la shop-ul nostru pentru că am mai făcut ceva vânzare. Simțeam că am mai făcut ceva vânzare, să fiu sincer cu voi. Și stai așa, să luăm bănuții. Așa, așa, perfect, super. Nu e foarte mult, dar e ceva. E, s-a mai întâmplat ceva chestii pe aici, pe la spawn. A început războiul stelelor și o să vedeți povestea imediat. Dar întâi și întâi, informație DŞP. Dragi haiduci antreprenori, prin prezentul act vă informăm că ne-am decis, după 6 luni de noroi pe șlapi, să organizăm o licitație pentru construirea drumurilor din piață. Bineînțeles, e tipic românesc, după ce ne ajunge noroiul în gât, abia atunci ne hotărâm și noi să facem treabă. Ținând cont de faptul că munca trebuie plătită și nimic nu este gratis, ținem să vă informăm că fiecare magazin trebuie să plătească o taxă de 3 blocuri de diamant. Redenumiți blocurile cu numele vostru și le puteți lăsa direct în butoiul din clădirea notarială. Deci putem să ștergem chestia asta, gata, adios. Am înțeles, s-a înțeles mesajul, dragă domnule. Ți minte că mai aveam ceva diamante aici? Da, uite așa. Bun, și mai aveam și... Unde e celălalt anvil? Ah, uite-l, bun, super. Așa, și deci, prin urmare... 1, 2, 3, cuburi. Igiungio. Așa, ca să scriem și noi un picuț la cardeală, că toată lumea zicea pe sezonul trecut Igiungio, poftim Igiungio. Așa, punem acolo bloculețele. Uup. Așa, Cosma a plătit 9 vegmăneală și punem aici Igiungio. O plătit taxa XOX0. Așa. Și punem aici 1, 2, 3. S-au dus belengherului. Bun. Și acum mergem înapoi în portal și ne întoarcem la zona de spawn, pentru că mai avem și alte treburi. Dacă vă amintiți, în urmă cu ceva vreme am cumpărat ceva. Dar mai întâi hai să ne întoarcem un picuț spre bază, că mă așteaptă dragonul cu ceva informații. Bună ziua. Bună ziua, domnule Igiungio. Bine te-am regăsit la baza mea. Mă bucur să vă revăd. Ce faci? Foarte bine. Aștept vacanța, dumneavoastră ce mai faceți? Aștept și eu vacanța. O vacanță pe care mi-am programat-o de pe 4 până pe 8. E cea mai șmecheră, super sexy vacanță de lume. Februarie. Lumea. Februarie, de, da. Mai plăcută? Valentine's Day? Atunci e Valentine's Day? Nu. E pe 14 februarie. Da, să zicem că e un early Valentine's Day pe care îl fac pe... Ciu, mai fă blocuri. Da, am pus-o special. Ok. Că la Pepper se umple destul de repede. Da. Bun. Dar am făcut cum îți doreai dumneata, și anume, hai să-ți exemplific prin ferma de cactus. Mi-am luat libertatea să fac o fermă de cactus aici, pentru că într-o zi mă plictiseam și am zis, ia să trântesc eu o fermă de cactus. Și asta am făcut. Am văzut. Da. Și eu ce am făcut? Am făcut exact cum îți doreai dumneata, adică fiecare fermă are câte o cutie. Da. Și după ce se umple cutia asta, se duce în cutia de sortare. Da, când asta va fi plină, practic. Cam așa funcționează. Uh-huh. Și da, multe fluxuri de apă, dacă te uiți pe aici cu spectatorul sau așa, o să te doară capul. Eu am în mod spectator, acum. Cheater, afară, hacker, dați-l afară. Scuze, nu-mi plac hackerii. Așa. Am experiențe proaste cu ei. Așa. Da.
Și din ce am observat până acum, morcovii, cartofii, pepenii și dovlecii s-au umplut, restul mai au ceva. La trestie nu știu dacă se ajungă vreodată să umpli cutia de acolo. La fierbeton. Asta arată ca un fierbeton, de acum încolo am să-i zic fierbeton. Bun. Dar, ai fost pe aici? Aici n-am fost, aici chiar n-am fost. Ah, perfect atunci, surpriză. Ce aici, e? Domnule Ciuncio, este ferma de cău cu avin. A, și multiplică, practic... Da, bine, trebuie să pui numai bone meal, trebuie să mai pui bone meal. Dar da, stai cu clipul apăsat pe lemnul ăla și faci bone meal. Nu faci extrem de repede, dar dat fiind că nu-ți trebuie foarte mult bone meal, nu are sens să ai catralioane. Sau nici nu trebuie foarte mult cocoa bean, ca fapt divers. Da, păi dintr-un stack de cocoa bean faci 8 stack-uri de teracotă. Eventual cu unii săteni poți să vinzi culoare maro. Cu care săteni stai? Cu ăia păstorii. Ah, uh-huh. Okay. Bun, apoi urmează, dar știi ce? Cred că o să las ferma de kelp mai pe la final. Hai să mergem mai departe. Fermele de dovleac și de pepene deja le știi, numai că evident le-am conectat și pe ele cu temul de sortare și s-au cam umplut. S-a umplut bine de tot, adică... Ai ce să vinzi, fă-ți fermieri mulți, 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 că ai ce să vinzi. O să-mi fac pepenașul de ăla cu glitter, știi? Pepenaș strălucitor. Da, 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 cu aur. Da, 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 dar la ce faci cu ăla? Adică poți să faci poțiuni de altceva. Poți să-l mănânci, parcă, nu? Nu, 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 morcovii de aur poți să-i mănânci. Asta. Și ăla de aur de ce? What? Ăla nu poți, cu ăla doar poțiuni faci. Ce Minecraft stupid. Da. Iarăși, ferma de legume și ferma de trestie le știi, dar din nou sunt și ele conectate la sistemul de sortare, nimic foarte special. Nimic foarte special decât că sunt conectate prin 3 catralioarde de sisteme de sortare și de trimitere și de retur și de asta și nu cred că e chiar atât de complicat. E mai special. Și bineînțeles, trestia la fel, duză frumos prin spate. Aici e partea complicată. E șmecheria șmecheroasă. Așa. Te va trebui să-ți explic mai multe aici. Bă, eu am intrat pe un live și am cam văzut așa despre ce e vorba și am cam încercat eu și am mai testat eu așa. Da. Dar total n-am înțeles. Asta e chestia, nu mai încercam în primul rând. Am început bine, nu, așa. E ok pentru că eu m-am dus pe la fiecare furnal ca să-l pot testa, să văd dacă e totul bine. M-am dus pe la fiecare și am pus câte un stick de bambus. Dar, așa cum ți-am explicat ție, furnalele se umplă unul câte unul. Da? Bun. Deci fiecare furnal pe rând. Bun. Și a ajuns undeva pe aici, da? Pe unde sunt eu acum au ajuns. Deci trebuie să se umple absolut toate până aici. Deci va trebui, dar după ce umpli absolut tot, poți să-l folosești cât vrei tu. Dar o să-ți ia, nu știu, 2-3 nopți, cred. Deci durează ceva. Dar după ce îl umpli, te-ai scos. Nu va mai trebui să-l umpli vreodată. Bine, poți să lucrezi și prin bază, că am văzut că s-a mai umplut câte ai mai lucrat-o prin bază, s-au mai umplut câteva butoaie. Faza e că, cum funcționează, m-am străduit să-ți fac pe aici lămpile acestea, sunt două lămpi și un lever aici. Da. Lampa aceasta îți indică când ai destul bambus. Când se aprinde asta, înseamnă că poți să folosești furnalul. Uite, chiar voiam să te întreb, deci numai când se aprinde lampa, înseamnă că e ready. Când ai văzut-o că e aprinsă, poți să te pui să-l folosești cât vrei tu, nu mai contează. Deci se aprinde odată. Asta... înseamnă dacă, uite, acum ferma de bambus este pornită. Dacă dai așa, dacă apeși această manetă, se va opri ferma de bambus. Bine, acum va porni flying machine-ul o singură dată, hai să vezi cum culege. Și după aia va fi blocată ferma. Deci flying machine-ul se va întoarce și ferma va rămâne blocată. Asta, așa, la un moment dat, dacă vrei, poți să o oprești. Flying machine-ul acela oricum nu acționează în continuu, acționează practic, ca să-ți explic, când aici avem două bucăți de bambus și când alea cresc, aici unde sunt eu. Aici sus. Da. Din aceste observări detectează când cresc unele bucăți de bambus și când cresc până la înălțime. Da, se activează flying machine-ul și ne dă bambus. Și uite, poți să vezi frumos bambusul cum vine prin apă. Dacă îl observi, el vine până acolo. Dar pe partea cealaltă nu intră? Aici? Aha. Păi vine pe aici. Când se umplă rândul ăsta, vine pac, pac, pac și se duce pe aici. Aha. Așa până în capăt. Bun. Iar pentru a da drumul, pur și simplu apeși de acest lever. Și ai acolo start și stop. Da.
Starso. Și aici pui itemele. Să ai grijă să nu pui iteme care nu se pot topi, pentru că va trebui să te să cobori, să le scot manual, să cauți. Da, 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 da. Și e puțin cam tricky. Bun, o altă chestie, deci am lăsat fabrica de kelp la final, pentru că dacă ne uităm noi atenți aici, acest tunel de bambus are un drum mai departe. Evident că el se duce și se duce și spre sistemul de sortare, dar înainte să se ducă la sistemul de sortare, mai trece printr-un loc. Și anume, ajunge aici. Această cameră nu o să, poți să o blochezi. Aici ajunge la aceste două furnace-uri care îți vor topi kelp. Momentan ele nu au combustibil, putem să le punem eventual noi manual. Și aici vine kelpul, se topește, devine kelp din ăla uscat și este și el trimis prin apa asta de jos. Este trimis spre sistemul de sortare. Dacă observi acolo sus, unde mă uit eu, practic pe acolo vine bambusul, intră în furnale și în momentul în care furnalele astea sunt și ele pline de bambus, trece și bambusul mai departe și se duce și el în sistemul de sortare. A, deci numai atunci o să treacă. Deci exact așa cum am discutat noi, practic în cutia finală acolo de bambus intră tot ceea ce mai rămâne de la toate sistemele astea, de la furnale și mai bine, bambus? De la pregătire acolo. Asta e să pornim înapoi fabrica de bambus, așa. Că ne place să avem bambus. Dar de ce se recomand când, ori eventual, nu știu, ai ceva de făcut, poți să-ți lași jocul AFK pe aici, te pui cum m-am pus eu o leacă aici. Eu am făcut asta, m-am pus frumos aici. Ce e acolo? Ce e pistonul ăla care tot merge într-una? Stai să vedem unde. Uite acolo. Ce piston? Ăla e de cel care aruncă bambus în apă. Deci cel care îl dispensează, ok, ok. Da. Ok, I got you. Se activează în continuu din diferite motive, dar nu mai contează. Se mai blochează el de când mai faci câte aroganță de asta? Nu se blochează, e din cauza faptului că în dropper-ul ăla intră itemele cu un hopper și hopper-ul e de două ori mai lent decât dropper-ul. Ok. De asta se întâmplă. Dar cam asta este și hai să arăt și cum funcționează fabrica de kelp. Așa cum am zis, nu îți fac un agent semi-automată. Tot ce trebuie să faci este să apeși pe acest buton și să te bucuri de priveliște. Dar uite-te spre... sau... așa. Uai. Și dacă ne uităm noi frumos aici. Unde? Aici, la furnal. Aici. Unde ne uităm frumos? La furnal. Aici. Uite, stai. Așa. Vine kelpul. Bine, momentan a intrat în primul. Aha, uite la aici 58, acolo. 59 de bucăți. Aha. Eu am și pus pe acolo, am mai pus cărbune și am topit puțin, uite, ai 9 stack-uri cu 4, 13 stack-uri, aproape 5, 14 stack-uri. Cărbune gratis free. Da, super. Deci cam aceasta este baza ta industrializată. Super tare, mai trebuie și desainiatizată. Mai trebuie făcut niște design pe aici pe acolo, probabil ceva schițat. Uite ceva pe aici important, cred că nu. Niște redstone poate. Uite artificii, vreau, nu mai am. Nu mai aveam... Poți să le păstrezi. Nu mai aveam gunpowder. Cred că mai sunt pe aici materiale de la mine, dar poți să le păstrezi. Uite, glowstone-ul poți să-l păstrezi. Nu mă mai interesează. Da, nu mai trebuie nimic de aici, deci ai materiale câte vrei. Și cutia asta, wow, ce sunt astea? Salutare? Cel mai probabil. Nu știu. Dar am foarte multe iteme de care nu le știu urma până această bază, așa că totul este nou pentru mine încă. Bun, dar cert e că acestea sunt fermele tale, sper că te bucuri de ele. Este senzațional și chiar mă bucur de ele și mă bucur foarte mult că m-ai ajutat și mi-am dus și proiectul ăsta la bun sfârșit. Dar așa cum ți-am zis, mai am încă o grămadă de proiecte îndrăznețe și o grămadă de chestii pe care aș vrea să le fac. Nu mai știu cu cât m-am tocmit cu tine inițial, pentru că era vorba să te și plătesc pentru serviciul acesta de... Mi se pare că nu am stabilit la început un preț, dar vedem că o să mai am și eu nevoie de ajutor pe viitor și mai ajutat-o și la alte proiecte, deci... Aha. Consider-o o favoare. Am înțeles. Uite, idee interesantă, ți-am dat zoom in și să văd particulele de la torța de redstone. Ai o mânuță redstone. Particule redstone. Ai văzut cum dragonul meu a atacat spawn-ul? Da, am văzut.
Bă, da, mai vinde cineva cumva, cum le zice, de-astea? Chestii de-astea? Fâșuri de-astea? Bă, vindea Dani. Acum, hai să mergem să vedem, dacă nu îți fac eu câteva stack-uri. Pentru că dacă nu vinde, mulțumesc pentru participare la licitație, o să discutăm despre chestia asta imediat. Pentru că dacă nu vinde nimeni, ideea care este că aș vrea în curând, oricum aș vrea în curând, să-mi fac și eu o fermă din aceea de mob șmecheră. Știi? O triplă fermă sau quadruplă. Triplă? Quadruplă? Mă rog, ideea e că te aștept la spawn. 4 din acelea pentru fiecare tip de mob în parte, știi? Mm-hmm. Bine, știu că sună foarte idiotică ideea. Da, din teoretic, o fermă, un grinder din ăla mare în cer, nu? Da, teoretic. Deasupra oceanului. Bine, nu în cer deasupra oceanului, nu undeva în subteran. Da, dar trebuie să luminezi foarte multe peșteri, e mai... Ia, și de asta o să sap un chunk în jos de tot, până jos de tot. După care jos de tot o să pun ceva butoane și da. A, uite că mai vinde. Apa bune? Asta era? Cotețul ăsta? Da. Turnul care săracul a fost demolat. Dar ce chestia e? Ce-i voma aia de dragon? Un laser, ca să-ți explic. Deci, Cosma s-a gândit să îl atace pe Blue. N-am înțeles care a fost faza cu războiul, dar l-a atacat pe Blue. Blue a chemat o navă spațială care a cărat Dita mai... Unde ești? Așa. Așa. A chemat Dita mai mașina, mă rog, nava spațială cu Dita mai portalul, ca să teleporteze laserul în altă parte. Și culmea, unde s-a putut deschide laserul dacă nu deasupra shop-ului lui Dani? Și a atacat shop-ul. Și s-a mai deschis încă un portal deasupra shop-ului lui Colpir, care urma să atace shop-ul, numai că Colpir a chemat pe cineva, nu mai știu pe cine, și au făcut un paravan de sticlă care a reflectat înapoi la Cosma. Ok. Și cum e, cu ce mână dai, cu aceea primești? Păi și unde, stai, unde, în ce s-a reflectat? În turnul lui Cosma. Exact. Că la parcă era turnul lui Cosma. Ești din lemn. Deci trebuie să țin minte, când construiesc ceva la spawn, să nu fac din lemn. Ok. Netherite. Războiul stelelor. Ăla dacă nu mă înșel, l-am pus eu acolo sau? Ciocolata maratonului. What? Ciocolata maratonului. Asta e cum era înainte diamantul live-ului. Ah, da, acum e cu ciocolata maratonului. Ia uite ce a făcut dragonul meu iubit aici. A distrus tot. Ia. A avut noroc, Chip, a lovit fix lângă shop. Da. Ce noroc au unii. Right. Bun. Da, dar tu dorești să vinzi artificii sau ce? Nu doresc să vând artificii, doresc să-mi fabric artificii ca să nu mai cumpăr în viața mea artificii. Da. Nu că ar mai fi prea mult până se termină sezonul, ca fapt divers, dar anyway. Și eu cred că eu fac Dita mai sistemul de sortare și cred că la finalul sezonului o să l-am gata. N-o să apuc să mă bucur în totalitate de el. Yeah, știu. Dar de primul etaj m-am bucurat foarte mult. M-a ajutat foarte mult. De ce bine? So yeah, anyway, mulțumesc foarte mult, Dragon, pentru ajutor. Bat palmuța cu tine și rămân și dator. Batem morcovul. Batem... Ok. Cum spui tu? Așa, îți mulțumesc enorm de mult. Rămân dator. Eu deocamdată mă voi întoarce la proiectelele mele, că am rămas foarte mult în urmă. Să zicem că lucratul până la 6 dimineața nu se face chiar atât de bine. Și culcatul la ora 7-8 dimineața e cel mai prost somn pe care îl poți avea. Soia, da. Semințele soia. Vezi, uite, în Vintage Story nu există așa ceva. Vezi? Jocul ăla care copiază Minecraft-ul e mult mai realistic. Uite, poți să pui uși mai mari, bro. Și poți să faci porți din acelea gigantice. Picelău ăsta de joc nu merge. Poți doar o ușă de-asta. Da, dacă era așa logic, Minecraft-ul nu mai era așa popular. Nu mai era așa popular. Sunt sigur că dacă ar fi fost un joc, nu Minecraft, ceva similar cu Minecraft-ul, care să se lanseze în perioada Minecraft-ului și să se upgradeze până în prezent, sunt garantat sigur 100%, 10.000% că jocul ăla ar fi fost la fel de popular ca și Minecraft. E destul de posibil.
Deci, dar, cu alte cuvinte, Minecraft-ul a câștigat teren datorită faptului că nu prea erau jocuri pe vremea aia și a rămas așa un joc al copilării. Asta, foarte multe chestii câștigă teren. Așa, deci, și ați văzut acolo treburi ce s-au întâmplat, ați văzut acolo chestul acela, diamantele acestea, ciuncio, au fost în chestul acela pentru că în urmă cu câteva luni a fost o licitație. S-a făcut o licitație pentru niște corăbii aduse la mal. Opa, ce e? Red. Ok. A, așa. Și acele corăbii, stai așa o țără că aici. Acele corăbii am licitat eu și curatorul în principiu și a fost vremea a fost decizia că eu și curatorul împărțim șmecheria pe câmpia. Și acum să vedem. Ionuț 16 a câștigat palea 2. Ionuț, pe bune că Ionuț 16 a câștigat tot. Senzațional. Extra senzațional. Deci eu și curatorul ne-am luat cea mai mare țeapă din istorie. Cred că o să-i scufund corobile. Vă spun sincer, o să-i scufund corobile lor ăsta. Cum pui mei să pariez fix în ultima zi și să câștigi? Nu-i corect așa ceva. Deci, prin urmare, am revenit la mine la bază. Aici unde sunt ultra năsoși aceștia care hă-hă-e. Așa. Și ideea care este. Am făcut eu pe live un sistem din acesta de transformare a villagerilor. Și vedeți voi că acolo se află un gușter de zombie. În momentul în care eu îi las jos pe acești săteni mirobolanți, aceștia sunt infectați de către zombiul respectiv care este acolo. E, și am făcut eu niște chestii din acelea în care am infectat și am vindecat sătenii. Și acum puteți observa un singur emerald și o singură carte îmi dă un silk touch. Aici am 8 emeralde și o carte projectile protection. Nu sunt chiar perfecte încă trade-urile. Trade-urile acestea de pe partea aceasta încă nu le-am finalizat pe toate. Încă trebuie să bag acel zombie și să-i infectez și pe aceștia și să-i vindec, bineînțeles. Și mai am sătenii de sus care și ei au alte trade-uri pe care trebuie să le tinkeruim un picuț. Ăsta fusese deja infectat, mi se pare, nu mai știu cum, dar a fost infectat. Și observați că are o reducere destul de bună. Bun. Ideea care este că în continuare noi trebuie să facem, deci am făcut treaba asta, misiune îndeplinită, putem să ne declarăm mulțumiți cu treaba asta, dar în continuare trebuie să folosim și celelalte camere și trebuie să dotăm și celelalte camere cu săteni. Am tot sătenii aici pregătiți și probabil cu ocazia altui live, nu cu ocazia acestui episod, cu ocazia altui live o să ne facem și fermieri. Pentru că ați văzut că acum fermele noastre sunt gata, deci putem să trecem la pasul următor și să începem să ne facem săteni pentru pentru trade-uri. Și observați aici un pătrat foarte mare, un pătrat masiv.
Cu drag am pregătit această zonă și puteți observa încă urme de lightmatica. Nu am vrut să mă ascund pentru că nu am nimic de ascuns. Deci prin urmare, următorul nostru proiect cel mare va fi căsuța vofurească, căsuța regală. Dar pentru asta o să trebuiască să strângem materiale, așa că în timp ce în paralel cu strânsul materialelor, în timp ce strângem materiale pentru casă, o să ne îndreptăm privirea asupra acelui proiect, pentru că inițial era vorba de cactus, verde de cactus pe care nu l-am avut, acum am verde de cactus, deci acum suntem A-OK, avem și ferma de oi, avem cam toate fermele de care avem nevoie în momentul de față, cu excepția fermei de creeperi. O să avem nevoie și de ferma de creeperi, să facem ceva gunpowder, dar deocamdată să vedem verdele de cactus, 31 de bucăți aici și mai am aici încă o grămadă de stack-uri din câte puteți observa. Și o să trebuiască să rămân AFK un picuț la șmecheria aceasta ca să asta încă mai merge? Nu. Nu mai merge, e oprit. Am căzut. Ca să generăm suficient combustibil pentru șmecheria noastră aici, ca să putem să începem să și smeltuim. Deci tot verde la acela de cactus să treacă înapoi. Oare l-am stricat cumva? A, nu, uite că se și întoarce. E ok, e ce trebuie. Bun. Da. Cam asta ar fi și ziua de astăzi. A fost o zi un picuț cam plină, aș putea să zic. Deci am avut câteva chestii de făcut pe aici pe acolo. Aici se încheie episodul de astăzi și cu acesta doresc să vă mulțumesc tuturor pentru toată atenția acordată. Eu am fost Nerea Ciuncio și vă urez tuturor să aveți o zi sau seară faină în continuare. Bye bye.